siguranță și voi, dacă le încercați, veți deveni un super fan, pentru că sunt foarte bune la gust. Sunt foarte bune la gust, într-adevăr sunt foarte stățioase și îți dă acea satisfacție că faci ceva bine pentru tine. Știi, noi femeile avem sentimentul ăsta, dar iarăși am mai trecut o zi, nu mă simt mulțumită și am mai mâncat și prost. Știi, exact. Deci asta pentru noi este o motivație foarte mare și atunci iată cum ți-ai putea crește stima de sine știind că n-ai mai călcat strâm și într-adevăr ai rămâne focusată pe țelurile tale, pe silueta ta și mai ales pe hrănire. Pentru că și eu țin foarte mult la sănătate și cred că fetele, încă de când sunt mici, mamele ar trebui să-și educe fetițele și copiii în acest stil de a se hrăni sănătos. Și mă bucur că voi încurajați asta. Da, 100% și încercăm să fim cât se poate de cu picioarele pe pământ. Fiindcă înțelegem că nu toată lumea poate să mănânce doar broccoli și sparanghel și toate cele. Și atunci, chiar cazul meu, în acest weekend, sâmbătă, am mâncat niște hamburgeri foarte buni, hamburger extraordinar de bun și m-am simțit vinovat, dar mai mult decât atât, m-am simțit greu. Asta este problema cea mai mare. În momentul în care mănânci și nu te simți bine, ai mâncat ceva, că e o ciocolată, că e orice altceva junk food, nu te simți bine, te simți letargic, te simți adormit și atunci asta este cea mai mare problemă pe care o ai, spre exemplu, la prânz. Mănânci ceva rapid și apoi toată ziua ești adormit, până nu bei foarte multă cafea, nu îți revii și atunci în momentul în care noi am făcut ovăzul, m-am uitat peste toate specificațiile, să zic așa, am văzut cât de sănătos este ovăzul pentru organism, cât de bine îți face atât la siluetă, dar și la digestie, că te simți mai ușor și atunci asta mă încântă tare mult. Că în momentul în care am mâncat acel burger, a doua zi de dimineață știu că am mâncat ovăz, am mâncat chia și asta m-a făcut să mă simt iarăși foarte bine. Asta cred că e o chestie pe care trebuie să o adresăm. Fiindcă nimeni nu e perfect, nu putem să avem aceeași dietă extraordinar de bună, nu știu, ani la rând. Din când în când mai mâncăm, nu știu, un ecler, din când în când mai mâncăm o ciocolată și așa mai departe. Nu este sfârșitul lumii. Atâta timp cât ai grijă de digestia ta, de silueta ta, atâta timp cât poți să compensezi toate cele plăceri vinovate, să zic așa, cu un borcan de ovăz, atunci asta mi se pare că e varianta cea mai bună. Te simți cât se poate de ok, fiindcă cred că cu toții știm senzația aia de greu. Ai mâncat foarte mult, mai ales a fost Paștele, 1 mai și alte cele, ai mâncat tot felul de chestii de la cozonaj și la friptură, la alte cele și te simți greu, ca și cum ai o piatră în stomac. E, asta îmi place tare mult că putem să ajutăm. Cu budinca de chia, cu budinca de ovăz, te simți mult mai bine după. Granola este preferata mea și alături de un iaurt, de un chefir sau de lapte vegetal, reprezintă un mic dejun absolut genial. Da, ideea este că trebuie mereu încercăm să facem chestia asta, să te păcălim, să zic așa, dar în sens bun. Noi nu adăugăm zahăr în nicio rețetă. Și ca să vorbim un pic despre asta, fiindcă este o mare confuzie, produsele nu sunt neapărat făcute pentru diabetici, fiindcă ele conțin zahăr prin fructe, prin miere, prin siropul de curmale și așa mai departe. Deci ele conțin zahăr în mod natural. Ideea este că noi nu adăugăm zahăr. Și asta ce înseamnă? Când te duci la un restaurant și mâncarea este extraordinar de sărată, știi că este ceva dubios. Știi că ingredientele nu sunt de calitate și ei practic acoperă acea calitate slabă cu cantitate foarte mare de sare. E, la fel și la tot felul de dulciuri și la tot felul de alte produse. Pui foarte mult zahăr ca să păcălești gustul. Și asta nu este ok. Noi nu facem asta. Avem zahărul doar din surse naturale. Și atunci, acele zahăruri, acele fructe, îți dau un pic senzația de dulce, dar pe total, numărul de calorii este cât se poate de ok. Și atunci poți să mănânci niște cereale cu lapte de dimineață, spre exemplu granola, și te simți foarte bine. Te simți super ok și nu este o plăcere vinovată, să zic așa. Știi că totuși rămâi în niște parametri foarte buni. Și atunci asta mă bucură că, practic, calitatea ingredientelor noastre vorbește și le simți. Și nu trebuie să compensăm cu zahăr sau cu tot felul de alte chimicale dubioase. Asta îmi place cel mai mult, transparența și autenticitatea și sinceritatea și se simte ce-i drept în brandul vostru.